ce în ce mai mulți adolescenți sunt dependenți de tutun, de alcool și în cazuri mai grave de droguri. Unii spun că este din cauza anturajului și aici susțin, dar mulți elevi spun că ar fi din cauza stresului școlar. Dacă ați întâlnit cazuri, cam ce ați întâlnit mai des? Care ar fi faptul care a provocat dependența, stresul sau anturajul? Păi, cred că la început consumă în anturaj. Chiar discutam relativ recent cu cineva care spunea că a început consumul în liceu. Și acum, 30 ceva de ani, consumă și mai dificil să renunțe la el. Deci a început pentru a te adapta la grup, ieșim, consumăm, suntem cool, da? Dacă fumăm în pauză, dacă bem cafea, bem alcool, asta este percepția, deci să ne înțelegem că nu este nici cool și nici sănătos. Dar dacă nu bei cu noi, nu ești din gașca noastră. Apoi, cel puțin cred că în cazul fumatului, pentru că nu sunt fumătoare, dar ai senzația că te eliberezi de stres. Da? Alcoolul, până la un punct, spui că îți diminuează anxietatea. Dar sunt doar niște chestii de moment și sunt înșelătoare. Pentru că ai aprins o țigară, ok, ți se pare că s-a diminuat stresul. Nu este așa, pentru că substanțele conținute de țigări dăunează sănătății, este fapt demonstrat științific. De asemenea, efectele nocive ale alcoolului și ale celorlalte droguri nu sunt sănătoase, sunt nocive pentru sănătate. Din fericire, există disponibilitate și am văzut că domnul dr. Saradan împreună cu cei de la Agenția Națională Antidrog au derulat, nu mai știu în parteneriat cu cine au mai făcut, au derulat niște campanii de promovare a efectelor nocive ale drogurilor și este excelent deschiderea către tineri pentru că reprezintă populație la risc. Adică este foarte ușor, așa cum ați evidențiat, pentru tineri și din nefericire pentru copii, chiar de la vârste foarte fragede, să fie tentați de acest consum, de tutun, de alcool. Deci la început apare așa în anturaj, că e plăcut și ulterior te agață și renunți mai greu. Și cum spuneam, în spatele acestui consum, deci chiar dacă la început apare datorită integrării în grup, ulterior au în spate anumite emoții, anumite traume, anumite frici. Și acestea pot fi evidențiate și rezolvate cu ajutorul specialiștilor. Întrebarea era dacă și stresul școlar poate duce la astfel de consum. Și stresul școlar te poate îndemna, îndemna spre consum de substanțe, dar de ce să nu alegem activități care nu prezintă riscuri, da? Deci sunt stresat din cauza școlii sau activității de la serviciu, dar pot alege să fac activități care sunt sănătoase, adică sport, citit, ascultat muzică, plimbare în parc, da? Deci pot alege în mod conștient. Și într-adevăr, au demonstrat cercetătorii neuroștiințe și cred că ați știți că este mai ușor să pui în locul comportamentului nesănătos ceva sănătos decât să lupți. Este foarte grea lupta cu aceste comportamente nesănătoase. Și atunci, în loc să întinzi mâna spre paharul cu alcool, bei un pahar cu apă și este mult mai sănătos. Și bine, compensez, știu eu, cu altă activitate care ți-aduce plăcere. Dacă bei apă, nu să zic. Avem de lucru, așa e.